Bine v-am găsit, Ovidiu Cinsorcu a sosit în teste. Voi realiza un unboxing și voi puncta principalele dotările acestui device. Avem de a face cu un smartphone cu breton, însă nu doar designul atrage atenția asupra acestui device, ci și raportul calitate-preț și specificațiile. Telefonul costă 1499 de lei la precomandă, are un raport calitate-preț excelent, are două camere foto pe partea din spate, de 16 cu 5 megapixeli, iar pe partea din față are o cameră fotofrontală pentru selfie-uri de 16 megapixeli. Procesorul este un puternic Helio P60 octa-core. Haideți să vedem ce se află în cutie. Iată cutia lui Ovidiu Cinsor Pro, pe partea din spate sunt menționate principalele specificații. Haideți să vedem ce se află înăuntru, pe lângă telefon, evident. Iată, avem și prezentarea aplicației Turavi, un ghid pentru pasionații de călătorii, certificatul de garanție, iată telefonul. Funcția 3D Face ID este extrem de utilă atunci când vrem să deblocăm rapid telefonul. Partea din spate, cele două camere de 16 și 5 megapixeli, senzorul pentru amprente și brițuri. Voi îndepărta această țipă de protecție. Iată smartphone-ul. Arată foarte bine. Din fabrică vine cu o folie de protecție care cu siguranță că va proteja smartphone-ul de zgârieturi sau de șocuri. În cutie, pentru că tot a venit vorba despre protecție, avem și o carcasă pentru partea din spate. Se montează simplu și rapid. Iată. Acum telefonul este protejat atât pe partea din față cât și pe partea din spate. Iar aici avem evident accesoriile, încărcătorul, setul de căști. Un adaptor pentru cablul USB Type-C. Cablul de încărcare este un cablu USB Type-C și un alt pentru accesul la compartimentul cartelelor SIM și a cardului microSD. Cutia și accesoriile au un aspect premium. Haideți acum să ne concentrăm atenția asupra smartphone-ului. Îl voi porni și îl voi configura atât pentru Face ID cât și pentru senzorul pentru amprente. Haideți să vedem cât de repede durează configurarea. Setăm limba română. Data și ora, ajustați data și ora, deblocați cu amprentă, adaug acum amprenta digitală, amprenta plus model. Iar acum voi seta amprenta, să vedem cât de rapid este senzorul la înregistrarea amprentei, apoi vom vedea cât de rapid este atunci când vine vorba de deblocarea telefonului. După cum bine puteți vedea, bretonul sau notch-ul afișează starea bateriei și a semnalului. Momentan nu am instalat o cartelă în telefon. Acum am pornit telefonul. Avem câteva instrucțiuni rapide și iată, telefonul a pornit. În partea de sus sunt afișate data, ora, starea bateriei și, evident, semnalul sau numărul de cartere introduse în telefon. În partea de sus sunt afișate ora, nivelul de încărcare a bateriei și numărul de cartere
care sunt introduse în telefon. Momentan nu avem nicio astfel de carteră. Haideți să ne concentrăm atenția și asupra designului. Voi scoate husa de protecție și vă voi arăta principalele elemente de design de pe carcasă. După cum bine puteți vedea pe partea din față, butoanele Home, Back și pentru aplicații recente sunt integrate în ecran. În partea de sus, deasupra ecranului, sunt camera pentru selfie-uri de 16 megapixeli, senzorii 3D Face ID, precum și difuzorul pentru apeluri. Pe partea din spate avem cele două camere de 16, respectiv 5 megapixeli, blitz-uri și senzorul pentru amprente. Cu această ocazie, haideți să vedem cât de rapid este. Deblochează ecranul în mai puțin de o secundă. Evident, necesită obișnuință așezarea acestui senzor, însă după 5-6 încercări vă veți obișnui și veți putea debloca cu ușurință telefonul cu ajutorul senzorului pentru amprentă. Pe partea dreaptă avem butoanele Power și butoanele pentru volum. Pe partea dreaptă avem butonul Power și butoanele pentru volum. În partea de sus nu observăm niciun element care să ne atragă atenția. Pe partea stângă avem slotul pentru cartele SIM și cardul microSD. Iată-l. Iar în partea de jos avem portul USB Type-C, microfonul și difuzorul. În cazul în care nu găsiți arătos bretonul, îl puteți ascunde într-un mod foarte simplu. Iată. Slide din partea de sus în stânga. Apăsați OK și schimbați între cele două moduri de afișare. Mie cel puțin îmi place cum arată telefonul atunci când bretonul este vizibil. După cum spuneam, telefonul folosește tehnologia 3D Face ID pentru deblocare. ID-ul facerii este înregistrat foarte simplu. Iată. Acum fața mea a fost înregistrată și voi debloca telefonul în acest mod. Iată. Foarte rapid. Mai rapid decât cu senzorul pentru amprente și chiar mai rapid decât pe alte telefoane mult mai scumpe, cum ar fi Samsung Galaxy S9, de exemplu. Chiar sunt impresionat de rapiditatea cu care se deblochează telefonul cu ajutorul tehnologiei 3D Face ID. În curând voi reveni cu review detaliat al smartphone-ului, până atunci vă invit să recomandați și alte gadget-uri pentru teste.